Dar avem acum meci cu Dinamo. Să vedem meciul cu Dinamo. Stadionul este arhi plin cu neînvățat Dinamo mereu. Și nu mai jucăm pe zăpadă. Hai să vedem și calitățile lui Barco. Pau Cristea. Planici intră bine și plecăm pe atac. Haide, haide Cristea, du-te și tu te vezi. O cere Barco și o primește Barco, Barco la balon, Barco are o viteză bună, pasează pentru Tevez, Tevez pentru Barco, Barco pide doi adversari, șut pe lângă poarta. Are viteză puștu, are 20 de ani, zic el, Barco, Tevez, mamă ce trup avem. A dat în spatele Mihaila, dar acesta poate să facă multe dacă vrea. Se dădea fault acolo, domnule arbitru. Bine! Ce înseamnă acest Germusara? Foarte bun portarul. O experiență imensă are. Reflexie și tot ce trebuie. Noi îl creștem pe aia Ioani, dar Guillermo Saraie Nedelcu Mihaila o cere bine acolo Barco. Același Mihaila trece bine Mihaila de doi adversari. Acum o cere în fața mingii Barco. Noi trebuie să fim, da, Planici perfect. Mingea ajunge la Tevez, 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 se întoarce Tevez. Pierde controlul balonului. Trei jucate din prima, 0-0, prima repriză, am fost pe ideare. Găsim soluția. Olaru! Dă-l Florinel, du-te Florinele, du-te tati. Se dădea penalti acolo, pișama și pe tine, dar arbitru Muist. Aolo, Planici. Bine, bă, băiatule, bă, ce portar avem.
Ea că a cerut-o te vezi mai departe. Florin Coman, te vezi, te vezi. Melinda. A făcut bine aici barcul, dar... Mamă, cred că a fost cel mai... Cel mai urât miș, cred că a fost ăsta al nostru. Nimic, nu s-a jucat nimic. Și uite așa aia și... Așa aia și... CFR Avans. Da, n-a luat deloc. Aceara a luat bătaie CFR, se pare. Nașpa. Mamă, și avem meci cu Denisu Calibec. Eu nu știu bani tare, uelo, ce jucător am luat. Hai. Hai păcai mă băieți. Barco, cum a devenit Mihail ăștia, vin bine. Cristea Planici, hai să-l mai băgăm și pe Kindriș. Hai, jucăm cu Sara. Panțărul, așa, soile, deci romerul ăștia n-am, o să-i băgăm. Pe vână, cred că-l bag în locul lui Olaru. Coma rămâne cu... ăștia rămân în față, așa. Hai să-l bag și pe Costache în locul ăsta, că... Se pare că i-ar ninge. Iar ne dă cu zăpadă. Minge portocalie, totul este în regulă. Ia-i pe sprint cu aia. Iată-l pe barco. Mamă, ce puternic ia pașul. Frumos. Ce joc frumos avem, apașu, apașu. Avea fault aici. Costache. Pentru Nedelcu, bine, bine, a tras ca prost un portar. Oh, Doamne. Oh!
Încă o dată. Ratăm foarte rău. Și se duce Costache foarte bine în sprint. Costache, comanoi, bă, băiatule, bă. Mă disperă Florinel. Ne-a dat-o Astra. Păi s-a învățat și portarul nostru să iasă. Și iată, ocaziile se răzbună. Ia ești boafar, ia dă-te bă dreptul, dar ești cu toți morții mătii. Ești dreptul. Gami și pula măta. Al mi-ai mâncat sufletul, a țiganul dreptul. Afară pe-l de minutul 30. Asta. Offside, domnul arbitru. Doamne, ce șuturi avem. E, dacă nu poți antrena, vrem la șut. Ce pizda, mă, te-ai făcut? Carlitos, Barco la balon, Barco se întoarce, pasă la TV! Minutul 79, se împute treaba. Barco! Incredibil cum apără portarul ăsta bulgar. Hai mă, iar o luăm de la cap. Cui dracu o dai bă acolo, bă, băiatule? Mai m-a obosit zăpada asta, e, mă, piși pe aia de zăpadă. Ia, e liberă la mic. Mă,
Doamne, ce intră... Stai, mă, dar te bătă, cum ești, pula, mă, ta de portar. Dă-te, dracu, daci. Nu se poate așa ce. Ne-am jucat cu ocazii, ajungem în fața porții și nu știu ce scoate urâtul ăla de Chitano și s-a pișat pe noi și noi ne-am pișat-o pe noi și uite cât de proști suntem. Asta e. Asta e problema noastră. Din păcate... Nu jucăm nimic. A început... Playoff. Tot, hai. Ăștia mici, n-ai ce să le faci, că n-ai. Dar nu ăsta am încredere în Ribeiro ăsta, și în consensul. Uai, și ăsta pare 15 ani. Nu. Asta e ce să mai... Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare. Sper să câștigăm campionatul, să mergem în Champions League. Dar vom vorbi în episodul următor. La revedere!